Your love is true. Your love is true. Your love is real. Your love is real. You're the only one for so much love. Your love is true. Are you kissing him? Care e gravă. Op, mai slăbește o neamă. Bun, pentru cine nu știe, acesta este afluentul râului Tărâia, un dans, cum îi spunem noi așa popular, de unde Coco vara își procură așa a zis amomeală vie pentru clean, pentru pescuitul de noapte, lipitoarea. Aici, pe timpul verii, putem găsi lipitori. În continuare, pentru abonații care au fost nemulțumiți în legătură cu sunetul muzical, vă invit să-mi comentați dacă sunteți de acord cu următorul. Sper că aceasta este liniștea din fața ecranelor dumneavoastră când vă uitați la creațiile mele. Asta am vrut eu să înțeleg din comentariile dumneavoastră și în viitor voi face numai lucruri de genul ăsta dacă pot cumva să mulțumesc anumiți abonați, pentru că eu țin foarte mult la comunitatea mea de pe canalul meu de YouTube. Și acum că este pandemie, vă rog să ascultați rugămintea mea către Creatorul nostru, care zice așa: iartă, Doamne, lumea toată, iartă, Doamne, lumea toată, iartă, Doamne, mama mea, iartă, Doamne, tatăl meu, iartă, Doamne, sora mea, iartă, Doamne, lumea mea, iartă, Doamne, lumea toată și acum ori niciodată, iartă, Doamne, lumea toată. Iartă, Doamne, acum pe mine și acum că m-ai iertat, și eu acum îți mulțumesc și mult vreau să te slăvesc. Eu acum îți mulțumesc și să știi că eu iubesc și să știi că eu iubesc și să știi că îmi doresc mereu să îți mulțumesc. Dimineața la trezire, dimineața la trezire pentru starea mea de bine și în tot timpul tău din lume și în tot timpul tău din lume și în timpul infinit, mereu tu să știi de mine, mereu tu să știi de mine. Doamne, te mai rog ceva, Doamne, te mai rog ceva, adu-mi pace în viața mea și salvează lumea mea. Lanseta donată cu ocazia zilei mele de naștere unui tânăr pescar. După prezentarea ei, o să vă spun condițiile de participare. Bun, nu este o lansetă foarte scumpă, un Astral Spin de 2,40. Da? Se vede în imagine că lanseta nu se pretează pescarilor experți de spinning, da? Eu sunt un pescar de spinning amator și această lansetă a fost achiziționată din greșeala mea, din neștiință de cauză, da? Condiția de participare este să te abonezi la canalul meu de YouTube. Totul e gratis, nu te costă nimic. Nu există un număr maxim de abonați sau un număr minim de abonați, pentru că acest gest este pentru o cauză nobilă cu adevărat. Undița este donată de ziua mea, atunci se va încheia concursul, asta fiind pe 18 februarie 2021. Pentru tinerii pescari interesați, cuprinși între aceste vârste, 13 și 17 ani,
pentru a putea participa, trebuie să fie abonat, să lase un comentariu cu mesajul particip scris cu majuscule. Pe 18 februarie voi desemna câștigătorul, însă pot fi mai mulți câștigători. Asta depinde în cazul în care Alma sau Aventuri la Malul Apei primește donații din partea pescarilor experți, gen echipamente pescuit sau accesorii pescuit, care pot iniția și pot da valoare acestui sport făcut din pasiune. Așa că azi, 14 februarie 2021, start donații pentru tinerii pescari. Challenge pentru cei care vor să doneze. Îi rog să mă contacteze în privat pe pagina de Facebook, care o voi afișa în descriere, și să-mi dea detalii. Mulțumesc pentru susținere, pentru înțelegere, și Coco vă dă în toată stima lui. Vă pup, leilor, vă pup! Respect! Bye, Coco!